Igor Dodon a susținut mereu valorile familiei. Pentru el, familia este totul. Mai scump ca casa părintească, ca familia, ca cei apropiați, nu este nimic. Încă o dată, felicitări cu sărbătoarea de astăzi, cu ziua familiei. După campania electorală din anul 2020, în urma căreia Dodon a pierdut alegerile, el îi mulțumea soției și familiei pentru susținere. În primul rând vreau să-mi mulțumesc soției, copiilor, care m-au susținut și m-au făcut să fiu puternic în această campanie. Și Galina chiar l-a susținut pe soțul ei în campania electorală din anul 2020. Într-un interviu electoral de atunci, ea a povestit cum în tinerețe viitorul ei soț cânta la chitară. Igor cânta la chitară. Da, nu a făcut muzică ca să cânte perfect, dar știa câteva cântece care le interpreta foarte bine. Îmi aduc aminte unul din ele, Dăm sigaretă s mintolom. Da, o cântam cu toții și era foarte, foarte frumos. Cu jumătate de an mai devreme de Paști, Galina Dodon l-a susținut pe Dodon jucând teatru. Ea s-a prefăcut că scoate din cuptor împreună cu Dodon pască pregătită de ea, dar era de fapt o pască de la Franzeluța. Cu alte cuvinte, Galina l-a susținut întotdeauna cum a putut pe soțul ei și Dodon se vedea deja președinte pentru un al doilea mandat. Eu sunt chiar convins că după aceste alegeri vom continua al doilea mandat, prima doamnă. Dar în loc de al doilea mandat de președinte, Dodon s-a ales cu un mandat de arestare. Igor Dodon va sta 30 de zile în arest la domiciliu. Galina, la rândul ei, s-a trezit cu o chemare la CNA, unde ea a încercat să-l mai susțină odată pe soțul ei, pe care cineva ar dori cică să-l ponegrească, ori să-l ponegreze, cum s-a exprimat ea. Mi s-a deschis un dosar politic, care are ca scop să o ponegreze, să o defameze pe soțul meu. Procurorii însă spun că Galina Dodon trebuie să răspundă pentru faptele ei, nu ale soțului. Cate s-a prezentat doamna Galina Dodon, care a fost pus sub învinuire în săvârșirea infracțiunii de complicitate la îmbogățire ilicit săvârșită de către Dodon Igor. Ai auzit, doamna Galina? Problema nu este că pe Dodon cineva vrea să-l ponegreze. Problema este că dumneata ești complice la crima de îmbogățire ilicită. Doamna Galina Dodon, care a fost pus sub învinuire în săvârșirea infracțiunii de complicitate la îmbogățire ilicită. Astăzi, Igor Dodon stă acasă împreună cu soția Galina. El în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Potrivit procurorilor anticorupție, este necesar ca Dodon să mai stea încă 30 de zile în arest la domiciliu. Ea fără dreptul de a părăsi țara timp de 2 luni. A fost aplicată măsura preventivă, obligarea de a nu părăsi țara pe un termen de 60 de zile. Acum Igor Dodon și Galina Dodon au timp destul ca să se susțină reciproc, așa cum o vor face probabil și la pușcărie.